Bună ziua! Bine ne-am întâlnit în cadrul cel de-al treilea atelier din vacanță la muzeu. Azi vom vorbi despre vitraliu, sau mai corect, poate, arta sticlei. Dintotdeauna sticla a fost privită ca un lucru misterios. Istoria vitraliilor ne duce până în antichitate, iar tehnica a fost derivată probabil din realizarea bijuteriilor și mozaicurilor. Săpăturile arheologice ne arată că încercările de a fabrica ferestre din sticlă au fost făcute în vechiul Babilon, Egipt, Grecia și Roma. Pe teritoriul Cartaginei antice s-au găsit fragmente de sticlă colorată, ceea ce indică faptul că primii pași în arta de colorare a sticlei au fost făcuți în urmă cu mai mult de 5.000 de ani. În sensul cunoscut astăzi, istoria apariției vitraliilor este asociată în primul rând cu răspândirea creștinismului. Se crede că primele sisteme de vitralii au fost create în Bizanț în timpul construirii Bisericii Sfânta Sofia. În Evul Mediu, vitraliul a fost ridicat la formă de artă și este direct legată de construirea bisericilor. Compozițiile transmiteau mesaje ce aveau ca temă mântuirea sufletului, idei ale societății medievale și ale conducătorilor acesteia. Tot în această perioadă, vitraliul este utilizat și ca formă de culturalizare a maselor, când au început ca prin pictura vitraliilor să se ilustreze pe ferestrele bisericilor poveștile din Biblie pentru populație care în mare parte era analfabetă, astfel încât să se cunoască și să se urmeze învățăturile. Până să vorbim de apariția primelor tehnici de realizare a vitraliilor, trebuie mai întâi inventată sticla. Încă de acum 3.000 de ani, romanii au fost primii care au utilizat sticla ca element de închidere pentru ferestre, preluând de la egipteni rețeta producerii sticlei, dar perfecționând-o până la a o face utilizabilă și în construcții. Sticla romană, folosită pentru asigurarea iluminării naturale în locuințe, nu era transparentă, ci translucidă și incoloră. Ea se obținea din nisipuri albe foarte pure, de aceea era și foarte scumpă și puțin și-o permiteau. Această sticlă albă era diferită de alte tipuri de sticlă romană. Cea verde, opacă, se producea și se folosea pentru diverse obiecte utile sau de decor, care se suflau direct în forme. Casele celor mai puțin bogați încă foloseau obloane pentru închiderea ferestrelor, pentru a izola locuința noaptea de zgomotul și praful de afară. Se crede că ferestrele mari cu vitralii transparente sau colorate au apărut în Europa medievală, la Veneția, pe insula Murano, atunci când sticla a început să fie prelucrată în mod industrial. Călugărul german Teofilius descria în anul 1100 tehnica de creare a unui vitraliu, care este încă folosită și astăzi. Vitraliul clasic, format din sute de bucăți de sticlă colorată, lipite între ele pe margini cu un fir subțire de plumb. Odată cu arhitectura gotică, ferestrele au fost mărite. Trecerea la stilul gotic a fost făcut de Abbot Sugar, care a supervizat construirea Bisericii Sfântul Denis în 1144, în care ferestrele bisericii au devenit mari și luminoase. În Franța, în timpul secolului al XII-lea, se dezvoltă arta de vitralii cu rezultate extraordinare, ilustrative fiind Catedrala Reims, Sfântul Denis și Chartres. Epocile de mai târziu, renascentiste și baroce, au pus accentul pe decorarea camerei, pe pereți și plafoane, creindu-se astfel fresce minunate. Ideea că sticla poate fi pictată pentru a imita vitraliile a apărut abia în perioada gotică și a fost perfecționată în Renaștere. Tot atunci, vitraliile au început să fie folosite și în locuințele cu pretenții, în diverse clădiri publice, la ferestrele calăștilor. Dacă înainte vitraliile formau reprezentări iconografice, religioase, de acum au început să se creeze și vitralii cu simboluri heraldice sau chiar cu modele decorative specifice unei anumite zone culturale. Dar pictura pe sticlă a făcut ca treptat tehnica originală a realizării vitraliilor să se piardă. Vitraliul pictat a devenit un accesoriu la modă în locuințe, clădiri publice și biserici.
În Renaștere, o țară în care istoria vitralului a atins apogeul a fost Italia. Începe crearea unui nou tip fundamental de vitralii realizate cu noi tehnici de producție și de artă plastică ce se bazau pe utilizarea de perspectivă și clar obscur și modelare. Scenele devin mai realiste, cu chipuri expresive, forme mai precise și culori subtile. Pictorii pe sticlă se joacă cu lumina. Vitraliile de acest tip renascentist s-au răspândit foarte repede în Europa. Arta de a crea vitralii a avut și declin. Este oprită brusc din cauza crizei religioase profunde care afectează Europa de Nord și, în special, Anglia. Fereastra vitraliu, care a fost considerată anterior o artă pur religioasă, a început pentru prima dată să decoreze case impunătoare și clădiri guvernamentale. Situația s-a schimbat treptat când a început să reînvie stilul gotic și clădirile romantice. Adepții acestor stiluri au căutat să facă din vitralii partea fundamentală a clădirilor religioase și laice. În Franța a existat o continuitate mai mare a producției de vitralii decât în Anglia. În secolul al XIX-lea, modelele au fost de multe ori copiate direct de pe picturile în ulei ale artiștilor celebri. O renaștere a vitralilor s-a înregistrat pe la mijlocul secolului al XIX-lea, odată cu dezvoltarea interesului de a restaura, reface mii de ferestre bisericești în toată Europa, distruse în urma bombardamentelor din al doilea război mondial. Alți artiști au încercat să transforme o formă de artă antică într-una contemporană. Dacă în secolele 10 erau folosite în biserici, astăzi vitraliile decorează o serie de case particulare sau de spații publice și clădiri civile. În prezent, vitraliile se obțin prin diverse modalități, fie prin tehnici de pictare a sticlei, fie prin montarea de piese de sticlă din diferite culori, una lângă alta și prin armarea lor. Și imitațiile de vitralii sunt des folosite în designul actual. Autocolantul care imită un anumit imprimeu și asigură o oarecare transparență geamului este des folosit în amenajarea spațiilor. Simbolistica vitraliilor s-a pierdut în timp, dar schimbările prin care a trecut această tehnică ilustrează modul în care au văzut oamenii arta decorării sticlei. Dar vitraliile pot decora și diverse alte accesorii de prin casă, de la abajururi de lămpi și oglinzi până la pereți separatori, uși de interior sau luminatoare din tavane. Estetic, vitraliile sau imitațiile acestora rămân în continuare niște elemente decorative foarte atrăgătoare. Opace, semitransparente sau transparente, ele nu trebuie să fie din punct de vedere al desenului nici prea sărăcăcioase, nici prea încărcate. Sunt adevărate lucrări de artă, pentru că alegerea culorilor, dar și a texturilor sticlei folosite, cere multă muncă de detaliu. Vitraliu, sau mai corect, poate arta sticlei, astăzi este una din ce în ce mai prezentă. Interesul din ultimii 30 de ani a dus la dezvoltarea unor noi și imaginative forme ale acestei arte. Noile tehnologii și creșterea interesului pentru vitralii ca hobby au dus la ceea ce a fost numită o nouă epocă de aur a sticlei.